Este ora 12, bine v-am găsit, un Valentine's Day trist în coaliția Nicu Marcel. Iubirea e umbrită de ambiția de a fi președinte al României. Tabloul zilei de astăzi arată că și Ciucă și Ciolacu vor la Cotroceni. Disperarea unora dintre liberali e atât de mare încât se văd în alianță chiar și cu AUR. O spune explicit, cu subiect și predicat, un lider al PNL din Vâlcea. Între timp, trăim într-o țară în care prețurile au luat-o razna. Institutul Național de Statistică este cel care confirmă această realitate. Prețul detergentului a crescut în ultima lună cu 20%, potrivit INSE. Igiena devine o afacere foarte costisitoare în România asta, pestilențială din multe puncte de vedere. Noile taxe introduse de guvern ne golesc buzunarele. Peste 4.000 de mame au pierdut bani la salariu după introducerea acestei taxe pe boală într-o singură lună. Deci, acum, la începutul anului a fost introdusă această taxă și deja 4.000 de femei au fost afectate de introducerea ei. Noroc cu miniștrii care ne cântă și ne încântă cu amintiri din tinerețe, îl urmărim pe domnul Sebastian Burduja. Undeva pe lângă Unirii e un club, era un club celebru, acolo ne-am făcut Balul Bobocilor și am și câștigat, am ieșit mister cu o interpretare din poveste. Da. Mai cântați? Poți să faci și astăzi? Mai cântați astăzi? Mai cânt, în... vreți să vă cânt? Da. Se întâmplă oare să ajungi să îți găsești o jumătate cu care toată viața ai să trăiești? Ceva de genul ăsta. E, așa credeau și Nicu și Marcel, că vor trăi împreună mult timp, dar, după cum vedem, sunt mari tensiunile în coaliție. Nu mai spune nimic nimeni despre alegerile europarlamentare, despre alegerile locale. Toată lumea se concentrează pe lupta de la vârf, pe lupta pentru prezidențiale. Le mulțumesc invitațiilor mei din studio, Diana Buzoianu, USR. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc foarte mult lui Emilian Isăile, Spot Media. Bună ziua, Emilian, mulțumesc mult. Mulțumesc, Laura, pentru invitație. Avem foarte multe de comentat și pentru că tocmai spuneam că nu mai vorbește nimeni despre alegerile locale, haideți să vedem ce se întâmplă în teritoriu. Acolo unde primarii se refuiesc pe față cu poliția. Cazul unui primar din Buzău, Buzăul domnului Ciolacu, un primar PSD. Haideți să vedem cum le vorbește polițiștilor acest primar din comuna Cătina. Băi, voi sunteți abuziști! Abuziști! Nu sunteți polițiști! Sunteți abuziști! Măscăricilor ce sunteți! Ați înțeles? Voi, din punctul meu de vedere, nu sunteți poliția. Voi sunteți rușinea poliției. L-am contactat pe domnul primar, are audiențe, dar intrăm în legătură cu domnia sa, are 16 audiențe astăzi. Am vrut și noi să-l întrebăm de ce a intrat pe Facebook Live să-i facă, citez, abuziști pe polițiști. Nu în ultimul rând, ni se alătură domnul Aurențiu Gâdei, căruia îi mulțumesc foarte mult, de la PSD. Bună ziua, domnule Gâdei, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Gâdei, e un Valentine's trist în coaliția de guvernare. Vă așteptați să fie atmosfera asta așa posomorâtă? Da, de ce este o atmosferă posomorâtă? Că nu înțeleg. Până la urmă, haideți să ne aducem aminte în iarna trecută, de fapt în iarna, anul trecut la final, atunci când cei de la PNL s-au întâlnit la munte, într-o mare ședință a lor, știți foarte bine că au ieșit în spațiu public pe surse, zvonuri cum că și-ar dori să părăsească coaliția. Ei, iată că există premise, eu personal să cred că întind așa marota asta despre comasare, uitând că sunt la guvernare, uitând de problemele românilor și ale României, neasumându-și nimic, și încearcă așa să-și găsească o portiță de ieșire. Eu o numesc... Ei caută acum disperați picătura care să umple paharul coaliției. Păi, adică PNL vrea să plece, domnul Gâdei? Eu semnele astea le văd pentru că ei au uitat că sunt la guvernare. Practic lucrurile pentru ei sunt doar în retorică electorală, doar pe chestia asta mizează. Observ în județele țării atacuri susținute
ale liderilor PNL în teritoriu la cei de la PSD, adică nu există, nu au mănuși, înțelegeți? Parcă au libertate totală, parcă nu au bun simț, parcă nu am fi în coaliție și trebuie să decontăm electoral și bune și rele. Nu, eu, asta este părerea mea personală, că dumnealor stau pe picior de plecare. Da, pe picior de plecare, interesant. Pentru că vorbim despre atacurile din teritoriu, înainte să-i auzim și pe ceilalți invitați, trebuie să-l urmărim pe acest primar sau ce e lider al PNL Vâlcea, care spune că Partidul Național Liberal e gata să facă o alianță cu AUR ca să scape de mafie. În cazul acesta, să înțeleg eu că ați putea aduce și AUR la masa negocierilor pentru această coaliție, repet, preelectorală și pentru alegeri, nu poți. N-ați fost atentă? Vreți să aduce și AUR, da? N-ați fost atentă? Nu, mai spuneți o dată ca să... Vă ziceți o dată. Da, domnule. Da, cu oricine. Azi. Pentru a elimina mafia din județul Vâlcea, facem alianță cu oricine. Cu oricine, Diana Buzoian, de data asta am fost cu toții atenți. Ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal? Păi bun, hai să le luăm pe rând. Ideea că astăzi nu se face guvernare, că PNL-ul e rău și se ocupă de comasare, păi se ocupă împreună cu PSD-ul, că nici PSD-ul nu face guvernare zilele astea. Adică ei s-au întâlnit în ultimele luni în multiple ședințe de coaliție ca să discute doar cum își împart plăcinta și cum își împart funcțiile între ei. Nici PSD, nici PNL nu au discutat despre proiectele și despre măsurile care ar fi trebuit să fie luate în țara asta. Asta în timp ce tot știm grevele care au fost, protestele care au fost, problemele care au existat în ultima perioadă. Ideea că PNL pleacă de la guvernare și asta îi deranjează cumva pe PSD-și, că domnule, ce aroganți sunt PNL-ul. Le amintesc PSD-știlor că ei sunt la guvernare astăzi cu 30%, că PNL-ul, brelocul lor, a ajuns și a fost de acord ca ei să fie la guvernare. Adică fără PNL, aroganța PSD-ului că mai putea să fie astăzi la guvernare nu mai există. Legat de ideea că PNL-ul ar vrea să facă o alianță cu oricine, și cu AUR și cu... Păi AUR deja a furat oameni și de la PSD și de la PNL. Este un partid care se dă reformist, dar de fapt în realitate fură oameni vechi din sistem de la toate partidele. Deci este practic o poleială așa făcută de reformă în exterior, dar ei de fapt sunt un partid extremist care au luat după ei oameni din sistem. Noi avem nevoie în 2024 de discuții reale. USR este singurul partid, apropo că vorbeam despre cum nu se mai discută despre proiecte. USR este singurul partid care în momentul de față și-a lansat programul pentru europarlamentare. Românii pot veni să vadă, să intre pe site-ul nostru, să vadă care sunt proiectele pentru care noi, europarlamentarii noștri, ar lupta. Dumneavoastră, domnul Gâdei, v-ați lansat programul pentru europarlamentare? Doamnă, aș întreba-o pe distinsa invitată, da. Câți europarlamentare mai are USR, RETER? Habar n-aveți că nu mai aveți niciun program, adică vă întoarceți tot la USR. Vă întreb, doamnă, vă răspund ulterior, haideți să avem un dialog civilizat, dacă puteți avea răbdarea și bunul simț de a mă asculta. V-am întrebat dacă vreți să răspundeți, dacă nu, nu. Câți europarlamentari mai are USR-ul a RETER ce-o fi astăzi recunoscut de dumneavoastră în Parlamentul European? Asta vă întreb. Stați liniștiți, în 2024 românii vor vota foarte mulți europarlamentari de Dreapta Unită. Sau nu, asta vă întreb, puteți răspunde. Deci noi, domnule Gâdei, spre deosebire de dumneavoastră, USR se preocupă în momentul de față de creat un program pentru România modernă. Câți europarlamentari are USR-ul astăzi în Parlamentul European? Asta și cu care nu faceți absolut nimic pentru România, felicitări! Iertați-mă, mi-ați răspuns și n-am auzit, iertați-mă. Care sunt marile proiecte ale parlamentarilor, europarlamentarilor dumneavoastră? N-are nimeni nicio vină să asiste la discuția asta. Deci de acord. Bun, acum, Emilian Isăiră. Da, mulțumesc, deci nu mai aveți. Am înțeles, vă duceți cu un program, vă duceți cu Barna, dar iarăși să plece de la dumneavoastră, am înțeles. Când o să puteți să scoateți măcar un singur cuvânt despre un program pe care dumneavoastră l-aveți pentru țară, veți fi credibil. Până atunci aruncați doar cuvenii. Realitatea este că nu aveți nici măcar un singur proiect pentru români. Aveți la Bruxelles astăzi, vă întreb. Programele le implementează politicienii. Și cu asta am acoperit vasta arie a dezbaterilor despre europarlamentare. S-a și închis. Încerc să duci către proiecte. Emilian Isăină, noi ne trezim în fiecare zi și ne întrebăm cine s-o mai fi supărat azi? Domnul Joană pe domnul Ciolacu, domnul Ciolacu pe domnul Ciucă, domnul Ciucă pe... Adică e ceva interesant, dar toți ochii sunt pe PNL totuși. Pentru că despre PNL se spune așa, unu, domnul Gâdei zice că au bagajele făcute, că e posibil să plece. Domnul ăsta de la Vâlcea spune că e posibil să ducă alături de AUR. Alții spun că îi curtează pe cei din dreapta.
USR, PMP, Forța Dreptei, etc. De fapt, care e treaba cu PNL-ul? Treaba cu PNL-ul este că au cel mai mare spațiu de manevră în acest moment. Sunt vioara a doua la guvernare. Într-adevăr, au pierdut foarte mult din susținere, sunt undeva probabil în jur de 20%, dar fiind vioara a doua la guvernare și având această capacitate să discute, să facă, să propună proiecte, își mizează foarte mult pe acest lucru, încercând să pună, să împingă PSD-ul cu spatele la zi. Și, în opinia mea, pare că, într-un fel, reușesc. Care e obiectivul PNL? Obiectivul PNL este să-l aibă pe Nicolae Ciucă în postura de candidat cu șanse la președinție, deci să, în cazul optim, să obțină și sprijinul PSD. Acest proiect, acest proiect politic e susținut și de președintele Klaus Iohannis. Și în al doilea rând, ce mai vrea PNL-ul? Vrea comasarea alegerilor europarlamentare cu locale să-și crească cât mai mult, în fine, hai să zic, numărul de voturi. Și în al doilea rând, în al treilea rând, își dorește cumva să-și spele imaginea prin, în fine, prin toată povara pe care o au fiind la o guvernare care e din ce în ce mai nepopulară. În acest moment, într-adevăr, cum am spus, pentru că nu au poziția de prim-ministru și nici nu, în fine, se apropie în pași repezi alegerile, nu mai sunt atât de conectați la guvernare, nu mai sunt atât de interesați, deși există anumite resurse pe care ar dori să le păstreze. Riscurile lor politice sunt mai mici decât cele ale PSD. Și din această perspectivă, cred în acest moment că, de fapt, în interiorul PNL există un vector mai puternic prin care încearcă să se depărteze de PSD decât acea dorință de a rămâne conectați la resursele publice prin rămânerea la guvernare alături de PSD. Domnul Gâdei, ziua de vineri este dată ca ultima șansă, adică domnul Ciucă spune, ori batem în cuie vineri dacă facem sau nu comasare, ori după asta nu mai are sens să mai vorbim despre comasare. Dumneavoastră ați spus cruce acestei comasări deja sau încă vineri ne pot aștepta surprize? Nu noi am venit în spațiul public și am discutat despre comasate. Nu noi am încercat să găsim cât de bune sunt ele pentru democrația din România și pentru prezența la vot. Bineînțeles, au fost discuții în interiorul partidului nostru, au fost discuții pro și contra. Dar noi ceea ce am solicitat, am solicitat un calendar clar al alegerilor pe întreg anul. Ori cei de la Partidul Național Liberal s-au cramponat doar de primele alegeri, cele europarlamentare, în încercarea disperată de a le comasa cu localele. La momentul ăsta vă spun foarte sincer că încă o decizie nu este luată și bineînțeles că totul ține de negocierea care va avea loc vineri, de înțelepciunea celor de la PNL, astfel încât să poată să-și asume un întreg calendar electoral pentru anul 2024, nu doar o simplă comasare. Adică să-l susțină pe domnul Ciolacu pentru candidatura la președinție. Știți cum este? În turul 2 nu vor avea încotro, pentru că cred că nu vor intra în turul 2, ori candidatul Partidului Social Democrat cu siguranță va fi în turul 2 și atunci PNL-ul inevitabil, dacă vor dori să guverneze în continuare cu noi, vor trebui să susțină candidatul Partidului Social. Domnul Gudei, îmi dați, sunteți puțin cam optimist, Emilian Isaila, spun media. Există, aveți totuși un agent liber și pe partea PSD-ului, e vorba de Mircea Joană, care poate intra în cursă. Și atunci nu cred că mai puteți avea siguranța de 100% că veți avea un candidat în turul 2. Mai ales în condițiile în care vor fi, hai să spunem, 4-5 candidați cu șanse cam apropiate. Dacă e Mircea Joană, domnul Marcel Ciolacu, domnul Nicolae Ciucă, mai vine și Aur cu un candidat, mai vine și Uniunea Forțelor de Dreapta, lucrurile se complică un pic. Deci acea sigur... Cu tot respectul pentru analiza dumneavoastră, eu aștept deocamdată în spațiu public, în mass media, se vorbește de domnul Joană. Eu aștept în mass media să discutăm sau când sursele, pentru că până la momentul ăsta domnul Joană nu a spus, domnule, candidez, vreau, mă agăți cu lanțuri de candidatură. N-a aveți experiență politică suficientă să vă dați seama că va candida. E o discuție ipotetică. Eu aștept discuțiile alea când
pe surse va dori să candideze și domnul Chiriac și domnul de la Banca Națională, pentru că discuția... Stai, domnule, că se discută, nu mai puțin. Că eu vorbeam discută... de candidați care au în spate un partid politic, nu vorbeam de... Domnul Joană, ce partid politic are în spate? Asta vă întreb. Păi eu știu, asta vă întreb și pe noi, că totuși... Păi e clar că PSD-ul nu e, că... PSD-ul nu este, dar dacă va candida domnul Joană, fix de la PSD va lua. Adică electoratul PSD-ului va fi cel care va deci, fi împărțit. Deci aveți experiență politică și știți foarte bine că e vorba de niște candidați care cât de cât au șanse să intre în turul 2. Dar oricum, știți, cumva toată discuția asta este aberantă, adică noi PSD și PNL discută de două luni de zile dacă vor sau nu vor comasare, să nu ne imaginăm, deci în toate aceste întâlniri ale coaliției, ne imaginăm noi că au venit și au vorbit cu la tablă, așa, au scris pe tabele, argumente pro, argumente contra. Și a venit domnul Ciolacu și a scris: astăzi aducem mai mult la banii din PIB dacă comasăm. Mâine rezolvăm problema profesorilor dacă comasăm. Poi mâine rezolvăm problemele doctorilor dacă comasăm. Nu, deci ei practic zilele acestea, pe tabelele astea de împărțire în toate ședințele, și-au discutat doar funcțiile. Bine, adică... da, în fine, cei de la AUR se gândesc să vină cu Dan Puric, că am văzut prin oraș afișe, au văzut și colegii mei afișe. Au renunțat la Mircea Diaconu? Îl pun pe Puric. Exact, formula e aceeași. Da. Un actor, nu știu, cum mi se pare asta de la Vâlcea? Că nu v-am întrebat, domnul Gădei, lider PNL Vâlcea. Da. Ton cu mizeriile pe care cei de la PNL le fac în multe din județele țării. Și nu este un caz singular. Dar să mergi într-acolo încât să spui că PNL-ul face o alianță cu cei de la AUR, mi se pare mult prea mult și mi se pare că domnul care tocmai a spus aceste trăznăi este departe de orice fel de ideologie, este departe de Uniunea Europeană, este departe de politică. Ce este colegul dumneavoastră de guvernare? Felicitări! Între timp, cine? Domnul ăsta de la Vâlcea. Nu sunt colegilor de guvernare? Cu care ei își asigură majoritatea astăzi? Adică, sigur, e frumos așa doctrinar să zici că nu ești de acord cu ei. Domnilor, între timp, e foarte interesant de urmărit și audiențele posturilor de televiziune în perioada asta, că în funcție de asta vă veți da și dumneavoastră seama cât mai sunt românii dispuși să urmărească aceste chinuri ale facerii candidaturilor. Da, înainte de alegeri, probabil va crește interesul așa cum crește înainte de finala de la campionatul de fotbal. Dar până acum, preliminariile astea, riscați să-i cam enervați. Dar ce enervează și mai tare, domnule Gâdei, este faptul că această taxă pe boală, care a fost deja pusă în aplicare de la începutul anului, a golit buzunarele unor categorii despre care acum se ia în calcul să fie acceptate, cum ar fi, de exemplu, femeile aflate în concediu prenatal sau postnatal, da? În concediu de maternitate, bolnavii de cancer, sunt și alte categorii. Iese domnul Rafira, pe care eu personal îl cred, da? Cred atunci când domnul Rafira vine și spune: în povestea asta cu taxa pe boală a venit de la Boloș. El a făcut calculele și așa mai departe. Ce nu înțeleg este de ce PNL insistă, PSD insistă în continuare pentru varianta menținerii taxei pe boală, trei categorii de concedii medicale, afecțiuni oncologice, maternitate, îngrijirea copilului bolnav. Cei de la PNL, nu știu, din populism pentru a câștiga capital sau poate că asta cred că această taxă ar trebui să fie eliminată complet. Dumneavoastră ce credeți, domnul Gâdei? Bine, este foarte complicat pentru că lipsa de coerență a partenerilor noștri de coaliție este evidentă. Domnul Boloș a venit cu întreg pachetul de măsuri fiscale, l-a introdus în coaliție. Bineînțeles, a trecut ulterior, observăm că produce și niște efecte extrem, extrem de nocive, cele prezentate de dumneavoastră, le reparăm în timp. Și spun de lipsa de coerență a celor de la Partidul Național Liberal, pentru că vă aduceți aminte că ulterior au venit să nu mai impozităm până la 3.000, până la 4.000 mai nou vine câțu și spune, bagă proiecte de lege prin serat. Adică lucrurile, fuga de asumare a celor de la PNL, este deja cunoscută de toți. E drept că în ceea ce privesc concedii... Până una alta, domnul Gâdei, le-ați luat banii, domne. Le-ați luat banii de la începutul anului până acum. Dă Oana Țoiu de la USR, colega doamnei Buzoianu, dă un exemplu legat de... Deci, luna ianuarie, de la
4.000 de femei care trebuiau să fie în concediu de lăuzire, adică care au născut, s-au luat acești bani. De la 9.000 de femei care au fost în concediu de risc maternal, de la 25.000 de părinți care au fost în concediu ca să aibă grijă de copiilor bolnavi, aici vorbim de exemplu de 5.000 de copii cu cancer. Așa e. Părinți care trebuiau să fie în concediu ca să aibă grijă de acești copii. Și da, guvernul PSD-PNL a câștigat de pe urma acestor oameni 2,7 milioane de euro în luna ianuarie. Le dați banii înapoi, domnul Gâdei? Nu știu să vă spun tehnic cum se va întâmpla. E drept o trăznaie pe care o reparăm. Din nefericire s-a întâmplat. Ne asumăm acest lucru, dar în același timp o și reparăm cum reparăm. Nu s-a întâmplat din nefericire, s-a întâmplat cu premeditare și cu pregătire și cu un proiect de lege. Deci eu vreau să spun foarte clar, nu a fost niciun fel de greșeală și niciun fel de eroare. Noi am tras un semnal de alarmă atunci când s-a pus în dezbatere această ordonanță trenuleț și am spus foarte clar că se introduce această taxă pe boală. Boloș și cu PSD și-au asumat taxa pe boală pentru că au crezut că nu va exploda în fața lor. Acum dau înapoi doar pentru că este presiune publică pe acest subiect. Doar pentru că au văzut că în sfârșit oamenii se revoltă. Dar dacă nimeni n-ar fi zis nimic, vă garantez că și-ar fi știut și știau încă de la momentul în care a fost adoptată această lege. Noi am depus inclusiv proiect în Parlament să îndreptăm, am depus amendamente la ordonanța Trenuleț. Ordonanța Trenuleț care privește această măsură aberantă a fost amânată de 3 ori dezbaterea ei în Senat. Adică totuși nu este o... Nu vă, ați spart oala, acum strângeți cioburile și vreți să vă prefaceți că sunteți de fapt salvatori. Doamnă, nu e prima dată că reparăm toate porcările pe care le-ați făcut voi, cei de dreapta, și când spun voi, spun și voi, USR-ul, că și voi ați fost 8 luni de zile. Dar nu poți, deci nu poți să fii la guvernare de 2 ani de zile și să nu ai niciun răspuns despre propriile tale fapte. Vă ascultăm, domnul Gâdei, dar care e amestecul USR-ului? Treaba lor au făcut, n-au făcut. Eu o să vin când mai apar cu domnul Gâdei la emisiune, o să vin cu un tricou pe care scrie USR e de vină, ca să-i fac viața mai ușoară. Da, că toate răspunsurile dumnealui, indiferent că este vina PSD-ului sau a PNL-ului, doamna, eu vă rog frumos, când vreți să ne întâlnim, veniți cu europarlamentarii dumneavoastră de astăzi de la Bruxelles. De care vă e frică? Domnul Gâdei, dacă ar fi un protest al părinților care au copii bolnavi de cancer, cărora le-ați luat banii de la începutul anului până acum, al femeilor în concediu de maternitate, al bolnavilor de cancer. Mă rog, e foarte delicat de împărțit pe categorii de bolnavi. Nu sunt medic, nu mă pricep, nu e, dar sunt anumite lucruri evidente. Dacă v-ați întâlnit cu oamenii ăștia, ce le-ați spune dumneavoastră? Lăsați-o pe Diana Buzeanu de la USR, doamnă, sau pe cei clar, de la PNL. Doamnă, clar a fost o măsură greșită și o reparăm. Clar, acești oameni au dreptul să fie supărați pe noi. Indiscutabil. Haideți să ne și asumăm atunci când greșim. Nu să dăm vina pe cineva. Indiferent cine a introdus, că-i Boloș, că a introdus în pachetul trănesc, asta este. E o greșeală, o recunoaștem și o reparăm. Emilian Isaila, asta cu reparatul e interesantă, pentru că guvernul a blocat toți banii pe care îi datorează cuiva. Dacă un bugetar a dat statul în judecată și justiția i-a dat câștig de cauză, guvernul i-a spus, ok, ai obținut dreptul de a primi salariile prin justiție, dar nu putem să-ți dăm banii. Proprietarii, ANRP, pe site-ul ANRP scrie că până luna aprilie nu se face nicio desfăgubire. Oamenii ăștia, cărora li s-au luat banii de la începutul anului până acum, în contul taxei pe boală, își vor primi la calendele grecești probabil banii. Da, aici este, metoda nu e practicată prima dată. De fiecare dată când guvernul a vrut să facă reduceri sau a avut o situație financiară dificilă și, în fine, cel mai frecvent în situații de deficit excesiv, a aplicat brutal această metodă de a opri orice plăți către cei îndreptățiți. În general, aici avem oameni care, în fine, au legea de partea lor, deci au procese câștigate în instanță și așa mai departe. E o situație foarte complicată pentru că printr-o astfel de decizie guvernul încalcă legea. Deci, de exemplu, el este expus pentru un nou proces, dar cetățenii ar putea să dea din nou guvernul în judecată și să-l acuze de nerespectarea unei decizii judecătorești. Nu-mi dau seama cât va mai merge această metodă de a stopa și de a nu aplica legea. De fapt, cred că ea merge pentru că nu avem încă o acțiune cetățenească destul de coordonată, puternică și focusată pe astfel de lucruri. Și aici, dacă vrei, guvernul nu plătește
până nu plătește și în general le plătește celor care au cei mai mulți bani. De exemplu, în cazul magistraților care câștigă în justiție pe bandă rulantă anumite procese pentru returnarea unor drepturi salariale. Și dar sunt mulți alte categorii sociale care nu reușesc și nu au această influență în societate astfel încât să își recupereze bani. Da, e o situație foarte complicată. În loc să discutăm despre comasate, despre cine vrea să ajungă unde, poate ar trebui să discutăm despre ce fac oamenii ăștia care dețin frâiele puterii cu o majoritate atât de mare, despre taxele în pe general, care le impun peste noapte. Fac ce vor. Iar această teorie a reparațiilor, de fapt, este una toxică, în opinia mea, pentru că îți arată un act de guvernare superficial, deconectat de societate, care nu are decât niște scopuri, hai să zic eu, matematice. Dom'le, trebuie să reducem deficitul cu atât la sută. Ok, ce facem? Rupem, tăiem de acolo, nu știu ce, fără niciun fel de gândire, fără niciun fel de testare, fără niciun fel de dezbatere cu cei care pot fi afectați. În condiții în care salariile la stat sunt mai mari, rămân mai mari decât cele la privat. O acțiune guvernamentală atât de, o acțiune guvernamentală atât de superficială, în general, produce reacții profunde în societate și, după cum se vede în acest moment, avem opinia publică e profund nemulțumită de actul de guvernare și toate aceste reacții, aceste tensiuni pe care le vedem în fiecare zi au legătură cu actul de guvernare. Da, eu fix de asta voiam să zic și eu că lumea este atât de nemulțumită pentru că la finalul anului 2023 ni s-au vândut niște povești. Ni s-a spus nu vor fi taxe noi. Și iată că ne-am trezit fix pe categorii vulnerabile cu taxe noi și că statul își va face partea lui de reformă în administrație și în cheltuieli ca să nu mai fie nevoit să ia tot de la oameni. Păi taxele astea mascate, taxa pe boală, vă amintiți că anul trecut se vorbea despre taxa pe copii sau pe părinții, pe copiii care erau orfani să nu mai primească atât de mulți bani. A fost o discuție întreagă și despre asta anul trecut. Toate taxele astea mascate acoperă de fapt că ei nu mai vor să facă niciun fel de reformă, să taie de acolo de unde i-ar durea pe ei și pe grupurile lor de interese din administrație. Pentru că, așa cum ați menționat, organigramele în instituții au crescut, inclusiv anul acesta au crescut, deși de mult timp ni se spune că sunt blocate posturile. Beneficiile, sporurile și toate astea au crescut în continuare. Deci, practic, oamenii văd că din taxele lor, alea pe față și alea ascunse, de fapt nu se ajunge nici la servicii mai bune, se ajunge doar la o clientelă politică care e mai bine plătită. Da, haideți să mai vedem o dată, domnul Gâdei, pentru că nu am reușit să discutăm despre primarul pe care l-am arătat la începutul acestei ore, un primar PSD din localitatea Cătina, județul Buzău, care într-un live pe Facebook, da, e vorba despre o filmare publică de pe contul de Facebook al acestui primar, se adresează într-un mod foarte special polițiștilor din localitate. Băi! Voi sunteți abuziști! Abuziști! Nu sunteți polițiști! Sunteți abuziști! Măscăricilor ce sunteți! Ați înțeles? Voi, din punctul meu de vedere, nu sunteți poliția. Voi sunteți rușinea poliției! Da, domnul Gâdei, acum de la ce s-au luat oamenește, nu știm, am vorbit cu domnul primar, a zis că nu poate să intre pentru că are audiențe astăzi. Vă rog. Până la urmă, din supărarea domnului primar, văd că face abuziv și că sunt rușine. Abuziști, că în comunitatea domniei sale are suficiente motive astfel încât să se adreseze public comunității pe care o conduce. Pentru că orice primar trebuie să ia act acolo unde observă abuzuri, dacă sunt abuzuri. Păi și îi face, cum zicem, Măscărici și că sunt abuzivi. Da, mi se pare că probabil este și domnia sa om până la urmă, dar cu siguranță sunt niște aspecte legate de comunitatea pe care o conduce și de activitatea pe care acei politiști ar trebui să o desfășoare în acea comunitate. Vedeți, în ideea comasatelor, domnul Gâdei, între europarlamentare și locale, vine primarul ăsta care zice, măscăricilor, abuziștilor, și mai vine, nu știu cine, candidatul europarlamentare pe care cetățenii din Buzău au dreptul să-l cunoască, nu? Că e vorba despre județul premierului, e poate județul cel mai important din țară în momentul ăsta.
Ce linie comună există între discursurile candidaților? Dar nu au nicio legătură cele două aspecte. Până la urmă, edilul unei comunități își apără interesele comunității sale, un europarlamentar apără interesele României. Bine, un parlamentar responsabil, că iarăși devin la întrebarea, poate răspunde doamna Buzoianu, câți parlamentari... Are USR. E ca mai o singură întrebare pe care o pun. Da, felicitări, bravo, 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 e bine. Deci, na, nu ai ce să răspunzi la așa ceva. Legat de primarul acesta, ei sunt niște oameni care pur și simplu n-au înțeles, domnule Gădei, am înțeles, aveți o întrebare, câți europarlamentari are USR? Am înțeles cu toții. Hai, domnule, pune sitru, câți europarlamentari are USR? Ca să fie domnul Gădei fericit, gata, eu am făcut ziua domnului Gădei. Deci abuziștilor, măscăricilor, totuși, domnul Gădei zice că și primarul ăsta e și el om și poate că s-a enervat. Da, sunt fix oamenii pe care ei îi ajută să ajungă și pentru care se luptă astăzi, să facă toate combinațiile, să ajungă în continuare să coordoneze aceste comunități locale. Eu vă întreb, cu oameni din aceștia, România va arăta mai degrabă o Românie retrogradă sau o Românie modernă? Că eu nu cred că cu oamenii ăștia se poate construi o Românie modernă. Dar lăsând asta la o parte, acest primar, nu știe și el că dacă vorbește, eu nu știu filmarea, dar acum am auzit-o de la dumneavoastră, dar dacă vorbește despre polițiști locali, păi dar primarul are în atribuții să se ocupe de poliția locală. Adică, teoretic, în loc să-i facă măscărit și ce i-a mai făcut abuziști. Ei abuziști, ar fi trebuit asta să își vadă de atribuțiile pe care le are. Că protestata, că fermierii nu sunt fermieri, sunt protestatari. Da. Instigatori. Da. Oameni care habar n-au care sunt atribuțiile lor și care se pierd în momentul în care sunt în niște funcții, nu știu cum să rezolve niște probleme. Păi dacă ăsta este primarul care ar fi trebuit să coordoneze, acesta este primarul care ar fi trebuit să coordoneze poliția locală și nu este capabil decât cu astfel de sintagme și în mod evident că nu au dus la niște rezultate... Dar de unul la mână, de unde știți că vorbește de poliția locală și nu de poliția națională? Doi, a da exemple de primari competenți, Clotil și Nicușor, cred că sunt în topul preferințelor nimănui. Haideți să vedem, domnul Nicușor, de exemplu, este chiar unul dintre cei mai favorabili oameni în momentul de față pentru candidatura la primăria Bucureștiului și spre deosebire de PSD, care încă se gândește pe cine pune în acest rol. Apropo, de ce se mai gândește PSD dacă doamna Firea a fost atât de bună în mandatul ei? Adică e o întrebare totuși, dacă a fost atât de bună doamna Firea, da, de ce nu mai este candidatul PSD, de exemplu? Vă răspund imediat. În orașele mari, cum este și Bucureștiul, acolo unde nu avem candidat, la momentul ăsta nu s-a luat nicio decizie. Întrebarea era că dacă sunteți atât de sigur că doamna Firea a făcut o treabă atât de bună, de ce... Domnul Gâdei, vă ascult. Doamna Firea, la momentul ăsta, este singurul politician care își dorește să candideze, nu s-a mai înscris nimeni, urmează, bineînțeles, în interiorul partidului, validarea tuturor candidaților pe funcțiile mari. Dacă e singurul care este de asemenea, este de asemenea și singurul om care vreodată a adus în faliment și a blocat conturile primăriei municipiului București, dar nu este niciun fel de problemă. Domnul Nicu Șordan a adus 3 miliarde de euro în investiții numai în ultimii 3 ani. Haideți să-l auzim și pe Emilian Iseira. București, abia așteaptă să nu mai voteze. Vis-a-vis de ce se întâmplă la București, în momentul ăsta Nicu Șordan, primarul în funcție, favorit. Și datorită sau din cauza sistemului de vot într-un singur tur și pentru că atât PSD cât și PNL au nu au candidat sau au candidați care nu sunt competitivi în raport cu datele și susținerea cetățenilor din București în acest moment. Se mai pot întâmpla surprize până la alegerile locale. Vom vedea și astea când vor fi, pentru că nu avem încă un calendar. Deci cam asta e situația la București. În orașele mari, într-adevăr, primarii care sunt în funcție acum, chiar în orașele mari, sunt favoriți. Pentru că e un sistem, acest sistem care, în opinia mea, este total nedemocratic, alegerea primarilor într-un singur tur, e o sabie cu două tăișuri. Avantajează partidele care au mulți primari, gen PSD și PNL, care au mai mult, au cred că 70% din UAT-uri sunt controlate de aceste două partide, dar pe de altă parte le oferă puține posibilități să schimbe primarii în orașele, în orașele mari, unde iarăși, din cauza sistemului de vot, sunt avantajați cei care sunt în funcție. Facem o foarte scurtă pauză. Mulțumesc foarte mult, domnule Gădei. Între timp, știți probabil, ați aflat, e deranj mare într-una dintre cele mai importante centre vamale din
România, Vama, București, acolo unde șeful Vămii a fost reținut, acuzat că lua o șpagă de 12.000 de euro, nu e singurul reținut. Foarte interesant, alte cazuri care apar în ultimul timp, la inspecția în construcții, de exemplu, un inspector de acolo care cerea și el șpăgi în schimbul avizării unor clădiri din județul Ilfov, ridicate ilegal. Omul acesta se ducea acasă cu haine, primite șpagă cu bani, îl întreba soția de unde ai primit hainele astea, citesc, de unde ai primit geaca de fițe, și omul îi răspundea, pui niște întrebări doar așa ca să te afli în treabă soției, așa e bine să te afli, să te aperi, să-ți construiești o apărare solidă. Scurtă pauză, discutăm despre asta după o scurtă pauză. Vama București zdruncinată, șeful Vămii București reținut, prins cu o șpagă de 12.000 de euro, potrivit anchetatorilor, și alți reprezentanți, alți angajați ai Vămii București, de asemenea reținuți. E foarte interesant, Emilian Isăidă, ce se întâmplă în această perioadă. Dădeam și exemplul mai pitoresc al unui inspector de la Inspecția în Construcții, o instituție care dă avize pentru construirea unor clădiri, edificii, și care cerea la rândul lui șpăgi. Omul se mulțumea inclusiv cu haine. Soția îl întreba acasă, de unde ai această geacă de fițe, citez, iar el spunea, nu e treaba ta, nu trebuie să, nu mai pune întrebări prostești sau ceva de genul acesta. A încercat să o protejeze. Da. Dacă i-ar fi spus de unde, devenea complice. Da, vis-a-vis de Vamă, în fine, vestea ar fi bună, ok, se mai face o razie mai curăț, mai prins din funcționari publici corupți. Marea problemă e că avem corupție la Vamă de 3 decenii, mai mult, probabil că vine din perioada comunistă. Ceea ce pentru mine arată un simptom de cronicizare a corupției, adică pur și simplu n-ai niciun guvern, n-ai nicio politică publică eficientă pentru a... în fine, pentru a rezolva această problemă de la Vămile din România. E aceeași poveste, se repetă odată la un an, la un 2 ani, în București, în Arad, în Oradea, în... Și probabil că de la momentul șpăgii ascunse în cutia câinilor, tot de către niște vameși, ne amintim, începutul anilor 2000, deci n-a existat nicio perioadă în care această poveste să înceteze. Nu a existat, încetează pentru în momentul în care, în fine, autoritățile sau cei care trebuie să facă controle, nu fac controle. Probabil că ea este o poveste, n-am știut foarte bine, au fost campanii de presă cu vilele vameșilor, cu modul în care se ia șpagă, cu modul în care se trece prin vamă, cu tot felul de de mărfuri interzise, deșeuri, de la deșeuri la droguri. Deci avem toată gama, și dar mai puțin o politică publică eficientă care într-adevăr să ia această instituție, să o scuture și să o transforme într-o instituție, în ceea ce trebuie să fie. Mai ales că ne plângem și ne dăm pumnii în cap că nu suntem în Schengen. Deci ideea e, unele probleme trebuie să le rezolvi până la urmă. Chiar dacă nu-ți convine, chiar dacă, dar Vama a fost și foarte multă vreme, a fost o rețea de drenat fonduri care ajungeau în fiefurile unor partide politice și în buzunarele unor lideri politici. Nu putem să ne ascundem după degete. A fost întotdeauna o sursă puternică de bani care a ajuns prin culoare întunecate, umbrite. Și unde au fost serviciile de informații în toți acești ani? Nu unde au fost, pentru că... Care este... explicația? Explicația este că nu a existat o voință la nivelul, în primul rând, nu a existat o voință la nivelul liderilor politici, pentru că astfel, ca să adopți o politică publică, să rezolvi un și să, în fine, să pui pe picioare o instituție, îți trebuie un anumit tip de voință politică. Nu poate să o facă nici serviciile secrete, nu poate să o facă nici ONG-urile din stradă, nici cetățenii. Ei poate să facă presiune sau poate să dea informații, cum sunt agențiile de informații, poate să îi alerteze pe liderii politici, dar până la urmă implementarea acelei politici ține de voința clasei politice. Pe de altă parte, înseamnă că nici noi ca societate nu suntem încă pregătiți să punem suficientă presiune pe,
pe sistemul politic astfel încât să rezolve unele probleme. Dar din când în când ne trezim. A, l-au prins pe Vameș și au schimbat conducerea Vămii de la București. L-au găsit pe nu știu câți Vameși cu câteva mii de euro în băgați în pantofi sau în... A, nu, așa. E vorba despre, potrivit rechizitoriului DNA. Nu, vorbesc de cazul ăsta, da. Vorbesc că am dat exemplu. Acum au schimbat conducerea, sunt destul de mulți, din câte am văzut, funcționari care au fost arestați și se desfășoară potriva lor urmărirea penală. E o întreagă, hai să zic eu, rețea demontată. Foarte interesant faptul că aici, da, la Vamă nu se cereau doar bani, intrau în țară, nu știu... parfumuri sau îmbrăcăminte, încălțăminte contrafăcute și ei cereau parte din aceste produse. Din valoarea lor. Din valoarea lor. Nu, nu, chiar și în natură. În parfumuri contrafăcute, ghete, sport și așa mai departe. Îți dai seama că rețeaua în situația asta avea conexiuni cu alți dealeri care vindeau acea marfă. Absolut. Și întorceau bani. Dacă nu magazine, dealeri și așa mai departe. Adică interesant. Asta ți arată, e un simptom, ți arată cât de dezvoltată era rețeaua de drenat bani din Vamă. Emilian Isaida, sunt ultimele minute și aș vrea să discutăm puțin despre toate aceste frământări din Biserica Ortodoxă Română. Ele vin în an electoral, nu știu dacă există sau nu vreo legătură, dar se întreabă oamenii, de unde au apărut aceste idei, DNA-ul Bisericii, toate aceste frământări, sigur există un vârf de lance al dezbaterilor, în fine, un personaj controversat, evident, vizibil, e vorba de înalt preasfințitul Teodosie, dar culisele luptei pentru bani și putere în biserică parcă ascund altceva. În opinia mea, și în fine, pot să argumentez, e faptul că în biserică, în acest moment, se desfășoară o luptă care nu este străină de lupta, hai să zic eu, care se desfășoară la granițele României. România a avut o anumită influență în, hai să zic eu, în sistemul religios din Moldova, a reușit cumva să creeze și să atragă spre România o parte, o mare parte a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. În opinia mea, asistăm la o răzbunare acum din partea Moscovei, care a activat anumiți, hai să zic eu, preoți din biserică și curente religioase din Biserica Română, astfel încât să creeze tensiune și să creeze un anumit tip de dezbatere și să, dacă foarte se poate, să ipoteza asta, deci demobilize. Toate aceste Teodosie, în opinia mea, nu a fost influențată de Moscova. În opinia mea, Teodosie nu este decât un agent de influență care este manipulat și care este, în fine, susținut astfel încât să creeze tensiunea în interiorul Bisericii din România. Prin tot ce a făcut, prin toate acțiunile lui, prin toate acțiunile de nesupunere vis-a-vis de conducerea borului din România, nu face decât să provoace tensiune și să provoace dezbateri și disensiuni. Ceea ce este clar, dacă te uiți pe manualul de propagandă de la Kremlin, este o acțiune care are ca scop fragilizarea unei instituții. Unei instituții importante care are milioane de adepți, adică nu trebuie să ne ascundem după deci, să spunem. Totuși, în România sunt peste 60-70% care se... Putem face o legătură între frământările despre care vorbești și despre care am reținut, consider că sunt influențate de într-o mare parte. Și anul electoral din România? Ele vin mănușă, pentru că am primit semnale de la toate nivelele din Uniunea Europeană și știm înalți oficiali, șef de agenții de informații, care atrag atenția că Rusia e direct interesată în influențarea legilor din România, din alte țări cu precădere. Exact. Da. Deci noi ca țară suntem extrem de vulnerabilă în acest moment vis-a-vis de astfel de mișcări. Nu văd din partea autorităților o pregătire sau o grijă concentrată vis-a-vis de protejarea sistemului și proceselor democratice din România și nici măcar o grijă pentru protejarea instituțiilor de influențele foarte puternice care vin dinspre Moscova. Emilian Isaida, mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste explicații. O informație de ultima oră. Un deputat al PSD demisionează din partid
poartă negocieri intense cu AUR, e vorba despre deputatul de Iași Marius Ostaficiuc, care a anunțat că este gata să plece din Partidul Social Democrat și să se înscrie cel mai probabil în AUR. De asemenea, Emil Boc de la Cluj bate cu pumnul masă, trebuie închisă această discuție despre comasarea alegerilor. Foarte interesant ceea ce se întâmplă pe scena politică. Gheorghe Falcă susține, citez, PSD ne-a cerut să le susținem candidatul la funcția de președinte. Iată acest secret al lui Polișinel, toată lumea știa, Gheorghe Falcă o spune cu subiect și predicat. Din ce cauză s-au potihnit negocierile între PSD și PNL pe tema comasării? Socialdemocrații le-au cerut liberalilor să-l susțină pe Marcel Ciolacu pentru postul de candidat la președinție. În câteva minute ni se alătură politologul Cristian Pârvulescu. Decriptăm împreună toate aceste ultime mișcări de pe scena politică, pentru că realmente sunt zile foarte interesante. Mulțumesc mult, Emilia Niseira, revenim!